Copilul în vârstă de 10 ani din satul Nicolaevka a nenii noi, care a dispărut miercuri, a fost găsit. Potrivit poliției, elevul ar fi fost răpit de către un bărbat în vârstă de 49 de ani, în timp ce se îndrepta spre microbuzul care urma să-l ducă la școală din satul vecin. Postul nostru de televiziune a discutat cu șoferul microbuzului, care transporta în fiecare zi elevii. Simion Ghețivu ne-a spus că el, dar și două asistente din cadrul instituției școlare, sunt cei care răspund de siguranța copiilor. Elevii din satul Nicolaevka sunt duși la școala din satul Zoloteevka. Ghețivu ne-a povestit că în dimineața zilei de miercuri, când a dispărut băiatul, aceștia îl așteptau la un kilometru de la casă. Iar când au văzut că nu vine, au telefonat părinții. Mă pozvanili materii. Noi am telefonat-o pe mama sa și a venit tatăl acestuia până la microbuz și ne-a spus că poate deja a ajuns cu cineva la școală. Am ajuns la școală, el nu era. Am telefonat și le-am spus că nu este și l-au căutat prin sat. Șoferul ne-a mai spus că a auzit precum că băiatul ar fi avut urme de violență fizică, fiind găsit legat la mâini. Nașli ribionca vozli sela Tricolicea. Am găsit copilul lângă satul Tricolici, 7 km de lângă casă. Este un băiat cu minte, întotdeauna este îmbrăcat bine, educat, nu face gălăgie, un băiat bun. Una dintre asistentele care întâmpină și petrece copiii ne-a spus că toată instituția este alarmată de cele întâmplate, deoarece astfel de cazuri nu au avut loc niciodată. Toți sunt uimiți de acest caz, toată școala, copiii, profesorii. Este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva. Iar un cioban din localitate ne-a mărturisit că bărbatul care ar fi răpit copilul are probleme psihice și nu ar fi la prima abatere. Pe stradă mergea copilul și acest l-a agățat și l-a dus în pădure și a ieșit la traseul Căușeni. El are probleme de sănătate. El a lucrat aici la un bărbat, este mai în vârstă decât mine. Cioban a lucrat, da. S-a băgat prin case străine, da. Are ceva probleme psihice, da. Там у него психологические проблемы, да? Da. Reporterul nostru a reușit să vorbească și cu o rudă copilului. Aceasta ne-a spus că când a fost găsit, băiatul era stresat și rănit. Ce a spus copilul? L-a dus forțat. Acesta care l-a răpit trăiește aici, nu departe. Am încercat să discutăm cu părinții copilului, însă bunica acestuia ne-a spus că sunt plecați la sectorul de poliție. Potrivit oamenilor legii, bărbatul în vârstă de 49 de ani, care ar fi răpit băiatul, a fost reținut pentru 72 de ore. Băiatul este la domiciliu împreună cu părinții și urmează să beneficieze de asistența psihologică a specialiștilor. Aici am fost anunțat chiar și pe intermediul unui domn, mi-a telefonat o persoană că pe un imaj în vicinătatea satului Zoltiv, că a fost observată o persoană cu un copil. Noi, imediat fiind la fața loc, noi ne-am deplasat, persoana a fost reținută, a fost prânt cauza penală în temeiul articolului 164 al 2 litera D și deja ulterior o să fie definit justiție în dependență de circumstanțele cauzei și o să fie stabilit. Potrivit poliției, urmează inclusiv efectuarea expertiziei medico-legale pentru a determina starea de sănătate a copilului, dar și audierea minorului în condiții speciale.